Sensi a trecut printr-o mare sperietură la botezul băiețelului. Mămica ne-a acordat un interviu în exclusivitate și ne-a spus tot ce s-a întâmplat. Sensi și soțul ei au trecut prin mari emoții în acest weekend și au botezat băiețelul și nu au scăpat nici de peripeții. Acum respir ușurată pentru că au fost foarte multe peripeții, foarte multe. Deci suntem la al treilea eveniment și acesta trebuia să fie cel mai ușor pentru că n-avem experiență și cu toate astea mi se pare că a fost cel mai greu și cel mai presărat cu peripeții mai puțin plăcute, ca să zic așa. Foarte multe. Ce s-a întâmplat? Spune-ne și nouă. Păi în primul rând vremea de afară. M-am rugat 3 luni să nu ningă, să nu se blocheze Bucureștiul și când m-am trezit dimineața și am văzut tot alb, am înnebunit. A fost complicat, n-ați dai seama. Ai spus tu că de ceea ce ți-e frică nu scapi. Băi, jur, da. Și știi că atunci când îți iese prea bine, trebuie să mai fii așa și un pic ca să simți, trebuie să mai fie și ceva mai rău ca să simți binele și să simți fericirea, știi? Și foarte multe, să zicem, pe ultimul moment au anulat foarte mulți. Adică pe ultimul moment, adică acum 2 ore. Și este foarte greu să iarăși să reorganizezi mesele, să scoți, să... Da, e neplăcut, dar asta să fie problemă. Eu sunt o tipă credincioasă, dar nu-mi plac chestiile astea, să zic, bătute în cuie și prea pe veche, așa. Și am rugat preotul să nu-l scufunde, da. Și degeaba... Te-a făcut o surpriză. Da. Aio, ca eu, că a rămas așa, dar al meu. Îl aud așa, i-am dat un cot, păși din gură. Bine că, uite, chiar i-am spus și soțului, după i-am zis, uite, bine că l-am obișnuit cu apă pe față și cu dușul pe față, pentru că altfel făcea foarte urât. Efectiv, l-a băgat cum se bagă. În condițiile în care noi am spus de foarte multe ori să nu-l bage. Și da. Preotul ți-a confirmat că nu-l va scufunda și a făcut asta? Nu, dar... Na, dar nici de înțeles, nici că da, nici că nu, dar noi așa ne așteptam, nu? Când rogi pe cineva că ne e teamă de această scufundare și vă rugăm să nu o faceți, credeam că așa... Ce ai simțit când l-a scufundat? N-am avut timp, că a fost așa... L-am auzit mai mult, l-am calmat pe sos, că a făcut urât. Rolul de părinți îi pune în dificultate. Nu mai avem timp pentru noi, adică... Noi nu prea mai existăm. Chiar îmi spunea, îl pup numai pe ăsta mic, pe mine nu mă mai pup. Și așa este, știi că dacă stau să mă... Chiar nu mai avem timp de pentru noi doi, dar plecăm în luna de miere. Ei, unde plecați în luna de miere? Plecăm în Dubai, doar noi doi, o săptămână. Și acolo o să avem timp să... Na, să retrăim momentele doar noi doi. Sunt curioasă cum va fi.